este o premieră din acest punct de vedere pentru echipa din Gruia. Începe cel de-al 33-lea duel dintre Dinamo și CFR Cluj în Liga 1 Burgundy. Până acum au fost 17 victorii pentru Dinamo și 10 pentru CFR Cluj. Naumovski a fost titularizat în detrimentul lui Bălgrădean. Acțiune interesantă a CFR-ului. Bastos se combine cu Sucu, o pasă pentru Ivo Pinto și Godmeș este acolo, cel care centrează. Godmeș a fost până la urmă în cel care putea să dea o pasă decisivă. Este corner pentru CFR Cluj. Godmeș putea să și tragă spre poartă. Era o poziție bună pentru mijlocașul francez format la Montpellier. Este lovitură de colț pentru CFR pe care o execută Rafael Bastos, omul care a făcut diferența în faza de mai devreme. Tot el execută această primă fază fixă pentru cei de la CFR. Centrează brazilianul Pedro Godmeș, urmărește acest balon și ferice Piccolo. Godmeș, un șut blocat, este offside la Cadu. Intervenția lui Godmeș. CFR-ul însă pleacă pe contraatac prin Modusu cu pasă pentru Capetanos. Prea tare însă serviciul lui Sugu și apoi Capetanos faultează în atac. Dinamo însă accelerează. Cătălin Munteanu, o pasă spre Alexe, surprins în offside. Bucurie din peluza dinamovistă, însă reușita este anulată de Marius Avram. Vedem aici momentul pasei, evident în offside, mai bine de un metru de carul dinamovist. Rămâne 0-0 între Dinamo. Acțiunilor și cei de la Dinamo și cei de la CFR Cluj. Sugu acum, Valente așteaptă o centrare spre să duce balonul. Valente, n-a fost offside, mingea este în brațele lui Bălgrădean. Valente, cred că a fost sigur în momentul centrării că se află în poziție neregulamentară. Nici vorbă, foarte bună pasa lui Sucu. Diogo Valente a marcat contra Digăm și renaștem. Sper să fie la fel ca în Supercupă, să dau două goluri și să câștigăm. În același timp, Sucu făcea apel și la Fani. Acum Capetanos recuperează. Capetanos se lagă în dreapta pe Gabi Mureșan. Gabi Mureșan, excelent! Se opune Bălgrădean, pasa continuă, cere mingea. Bastos și ce ocazie pentru CFR Cluj. Mingea trece agonizant pe lângă bară. Ce șansă îi rosește Rafael Bastos și ce ocazia a avut și Gabi Mureșan, excelent, a ieșit și Bălgrădean, însă ocazia lui Bastos este una rarisimă. Incredibil. Vedem și reacția lui Antone, foarte sigur, probabil că mingea va intra în poartă. Mureșan s-a aflat într-o mare. Din nou CFR recuperează și se îndreaptă amenințător către poarta lui Dinamo. Capetanos pentru Rafael Bastos. Bastos! În plasa laterală și o nouă șansă pentru CFR Cluj. Bastos cere corner, însă Marius Avram indică colțul careului mic. Vedem șutul cu stângul al brazilianului de 27 de ani. O parte a publicului a amuțit crezând că este gol. De plecarea de la CFR Cluj a fost salvat de Jorge Costa. El a insistat, antrenorul portughez a insistat pentru rămânerea lui Rafael Bastos. Acum atac periculos al dinamoviștilor. Centrează Pulhac, mingea l-a depășit pe Matei Alexe. Nu a putut lovi mingea deasupra lui Camora. Iată duelul. Probabil că Marius Avram a considerat că suntem siguri că va fi o partidă cu goluri. Sucudean pentru Alexe, preluarea este bună, pătrunde greu, Alexe centrează și Felgiraș cred că a agățat acel balon. Este repunere de la margine pentru Dinamo. Cătălin Munteanu, un șut al lui Curtean care trece pe lângă poarta. Puneam și Curtean are un șut foarte bun, a marcat goluri foarte spectaculoase pe vremea când juca pentru Timișoara și la Gazmetan Media și de asemenea. 25 de metri distanță față de poarta lui Felgheiraș, Cătălin Munteanu și Felgheiraș respinge în corner. Prima ocazie mare a lui Dinamo și prima intervenție spectaculoasă a portughezului Felgheiraș. Lovitura de colț pentru Dinamo și este o acțiune care incită și mai mult publicul de pe Arena Națională, fanii lui Dinamo. Cătălin Munteanu execută și această fază fixă. Este Felgheiraș, este blocat de un coechipier, Gabi Mureșan. Sugu respinge până la Curtean. Vine șutul acestuia pe lângă.
Se pare că s-a chinuit Felgueira și în momentul în care s-a ciocnit de coechipierul său, e de lungă durată din cauza accidentărilor. Vom mai avea timp să discutăm despre acest lucru. Vedem centrarea lui Camora. Mingea este respinsă de Grigore. A căzut acolo Pantelis Capetanos. Vine Rafael Bastos. Bastos încearcă să centreze. Recuperează însă Luchin. Sunt multe dueluri în careul lui Dinamo câștigate de jucătorii CFR-ului, de aceea este îngrijorător pentru trupa lui Dario Bonetti. ...8.000 de spectatori, atmosfera este foarte plăcută în această seară pe... ...înapoi la Cadu, erau puține variante pentru mijlocașul francez, avansează în partea dreaptă Ivo Pinto, încearcă o trecere în viteză, reușită pe lângă Curtean, centrează Ivo Pinto pentru Capetanos, excelent, însă prinde acest balon Bălgrădean. Vorba de Gabi Mureșan, rest numai stranieri, nu mai este timp pentru nimic, nu a mai fost timp pentru centrarea lui Pulhac, se termină prima repriză, a expirat timpul, face semne Marius Avram, 0-0 la pauză între Dinamo și CFR Cluj în derbiul etapei a 8-a din Liga 1 Bergambir. Rămâneți pe Digisport 1, urmează Vali Moraru și invitații la Digisport special, ne întoarcem pe Arena Națională în mai puțin de un sfert de oră. Bastos, Valente și Capetanos, avem și rezervele celor două echipe, desigur. La Dinamo pe listă se află Naumovski, Scutaru, Galcev, Axente, Dănciulescu, Rus și Filip. La ce? Datorită unui gol marcat de Pantelis Capetanos în prelungirile partidei, centrează din nou Bastos, Mureșan și Capetanos nu reușește să trimite pe spațiul porții Cadu, spectaculos, este din nou corner, al treilea corner la rând pentru CFR Cluj, ce ocazie pentru formația lui Ioan Andone, iată Mureșan trimite spre Pantelis Capetanos, apoi Cadu trimite spectaculos spre careul mic, spre centrul porții dinamoviste, practic. Câte goluri a marcat Capetanos reului în grupele Champions League pentru a treia oară în ultimii 4 ani, prin dubla de la Basel. Rafael Bastos, Bastos la 20 de metri, pasează pentru Ivo Pinto, centrează Ivo Pinto, acolo este lui Pedro! Gol! CFR Cluj, gol! Rui Pedro, cât de inspirat este Ioan Andone, portughezul intrat în locul lui Diogo Valente, face diferența după o acțiune în care Ivo Pinto a centrat perfect, iar lovitura de cap a lui Rui Pedro l-a învins pe Bălgrădean, 1-0 pentru CFR Cluj și iată, echipa din Druia pare să rămână o adevărată bestie neagră pentru Dinamo. Centrarea lui Ivo Pinto a fost una perfectă. Practic i-a așezat mingea pe frunte lui Rui Pedro. Remarcabilă însă și acțiunea lui Rafael Bastos, pentru că el și-a depășit primul adversar cu un dribling foarte, foarte fin. CFR Cluj reușește. Vine șansa de contraatac pentru Dinamo cu Matei, care pasează în dreapta spre Curtean. Cu Bakar Mansali, să vedem un nou șut al acestuia, șutează cu Bakar puțin peste poartă și cât de periculos este senegalezul atunci când trage de la peste 30 de metri de poarta lui Felgueira și a avut cele mai periculoase execuții în această partidă dintre toți jucătorii lui Dinamo. Acum a trimis puțin peste poarta lui Felgueira. Golul lui Rui Pedro schimbă foarte mult datele problemei. Dinamo trebuie... E normal, pentru că e o poziție pentru un jucător tehnic, nu pentru unul care șutează în forță. Rafael Bastos bate direct, boxează Bălgrădean, aleagă după această minge și ajunge primul la ea Ivo Pinto, în jucători tineri lipsiți de experiență. Pulhac centrează acum în careu pentru Sucutean, cer penalti dinamoviștii, cer un hands al lui Felice Piccolo. Marius Avram lasă jocul să continue. Va fi aruncare de la margine pentru CFR. Vedem aici intervenția lui Piccolo și pare să fie hands din
Nu. E greu de spus. E greu de spus și pe reluare. CFR Cluj a condus cu 1-0. Dinamo a reușit să întoarcă rezultatul. Grigore avansează, fundașul central dinamovist, o pasă pentru Cosmin Matei, aflat într-o poziție bună, centrează Matei, perfect! Și este o ratare uriașă a lui Grigore. Ratare uriașă a lui Dragoș Grigore. A apărut surprinzător la finalizare fundașul central. El a început această acțiune, el a finalizat-o. Centrarea lui Matei a fost una perfectă. Sunt sigur că dacă în locul lui Dragoș Grigore s-ar fi aflat Sucudean, era remiză în momentul ăsta. Asta fără să spun care vreo vină Grigore, că aici, nu a marcat. Da, l-a trădat. Încercată de Grigore cu Țucudean și este contraatacul celor de la CFR Cluj. Modusugu față în față cu Luchin. Modusugu în fața golului al doilea, este blocat foarte bine de Bălgrădean. O să revedem incursiunea lui Modusugu. A dormit parcă până acum senegalezul și iată cât de periculos poate fi. Dacă ridica privirea, atunci îl depășea și pe Bălgrădean, însă grăbesc Ricardo Cadu, a ținut cât mai mult de balon. Steliano Filip trece de Ivo Pinto. Steliano Filip în garel și ce ocazie pentru Dinamo! Șansă rarisimă, irosită de noul intrat Axente. Două ocazii monumentale ratate de Dinamovici la scorul de 0-1 prin Grigore și Axente. Acum același Axente rea pe lângă poarta lui Felge Iraș. Ocazia a fost una foarte, foarte mare, însă cred că mingea a venit puțin prea în spate aici. Iată, mingea a avut efect, balonul centrat de Steliano Filip a avut mult efect și de aici această... I-a pasat Gotmeș, Rui Pedro, din nou Camora reușește să treacă, spectaculos Camora, continuă acțiunea, fundașul stânga, centrează Camora și este ocazie uriașă, respinge Bălgrădean la șutul lui Luis Alberto, Bielanović pentru Mureșan, pe lângă poartă, o nouă mare ocazie pentru CFR Cluj, o repriză secundă mult mai spectaculoasă cu siguranță. Iată pătrunderea lui Camora, cum îl depășește pe Bubacar. Bubacar a riscat chiar să provoace o lovitură de la 11 metri. Șutul lui Luis Alberto este respins de Bălgrădean, apoi a venit bomba lui Mureșan. A vrut să rupă pur și simplu plasa Gabi Mureșan, acum preluare bună lui Țucudean, balonul în fața porții Filip, nu se poate! Ce ocazie pentru Dinamo! Dacă în această seară Dinamo a irosit toate, Dinamo pare să-și fi consumat tot norocul în meciul cu Petrolul din urmă cu două etape, acum Dinamo ratează din toate pozițiile, nu se poate. Ce șansă a avut aici Steliano Filip, iată, cu poarta goală, trimite mult peste poartă, rămâne Dinamo CFR Cluj 0-1. Ce erori, ce greșeli de execuție ale tinerilor jucători ale lui Bonetti. Ocazii uriașe în această repriză secundă și de o parte și de alta cu siguranță. Ne aducem aminte de ocazii. Curtean, Țucudean centrează din fața porții lui Felgheira și va fi out, va fi aruncare de la margine pentru CFR Cluj. Bonetti pare și el epuizat la marginea terenului. L-au consumat mult ratările jucătorilor săi, în care și-a pus foarte multă încredere Axente și Steliano Filip. Oamenii introduși de el în repriza secundă nu au reușit să marcheze. Prăbușiți acum pe gazon jucătorii lui Dinamo după finalul meciului. 1-0 pentru CFR Cluj, grație golului marcat de Pantelis Capetanos. CFR Cluj acumulează 13 puncte și se pregătește cu moral foarte bun de debutul în grupele Champions League contra lui Sporting Braga săptămâna viitoare, miercuri, în direct la Digi Sport 1 de la ora 21:45. Probabil că va fi și mai dificil acea partidă pentru CFR Cluj. Pentru Dinamo urmează meciul din deplasare cu Universitatea Cluj sâmbătă de la 21:30 de minute, sâmbătă viitoare desigur, de la 21:30 în direct pe Digi Sport 1. Mâine avem Oțelul, Viitorul Constanța de la 19, de la 20